abia devenite mămici, pentru că mi se pare că marketingul și toate hăinuțele și toate lucrurile care sunt acum pe piață este o adevărată nebunie pentru mămici sau mai ales viitoarele mămici, care cred că dacă nu le cumpără pe toate, nu o să fie mămici destul de bune și nu o să aibă bebelușul lucruri destul de bune și nu o să crească destul de bine dacă nu le are. Am pregătit câteva piese din garderobă, de exemplu, și cu lucrurile care chiar am avut nevoie și le-am folosit cu foarte, foarte mare drag și mi-a fost comod să le folosesc foarte practice și foarte rapid. Astăzi îmi va ține și David companie la filmat, pentru că acum s-a trezit și nu voi mai reuși să filmez fără el acum, dar asta nu o să vă deranjeze așa mult, mă gândesc. Lucru pe care eu îl consider foarte, foarte important atunci când, când ești însărcinată sau acum ai născut și îți dorești să mai ai copii, este să cumperi hăinuțe de culoare neutră. De ce? Pentru ca să le poți refolosi la următorii copii sau nu numai dacă ai de gând sau nu ai de gând să faci copilași, dar nu le poți da. De exemplu, dacă o prietenă de-a ta a născut un băiat și tu ai fetiță, nu să-i poți da hăinuțe de fetiță. Dacă tu ai cumpărat doar chestii roz, cu sclipici, cu paiete, cu tot felul de tatuaje pe hăinuțe. Oricum, eu consider că un nou născut ar trebui să fie cât mai simplu, cât mai natural, fără multe chimicale, bineînțeles, bomba. Ar fi bine să încercați să cumpărați cât mai puține culori așa feminine sau numai albastru sau negre. Încercați să cumpărați așa culori neutre, cum ar fi culori beige, albastru, baby blue, verde, roșu, eu știu, galben, alb. Multe din hăinuțele mele de nou născut au fost albe. Deja după 6-7 luni încerc să le îmbraci eu la o cămașă sau fetițele într-o rochiță, bineînțeles, atunci deja poți. Dar mă refer acum strict la nou-născut, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat și mie cu Levi, am cumpărat hăinuțe care nici nu am apucat să le îmbrac, cămăși, fiind micuți, nici nu știu ce caută o cămașă în garderoba unui nou-născut. Bine, dacă faci botez, binecuvântare, orice faci tu, atunci, da, poți avea un stil de îmbrăcăminte mai adecvat pentru această sărbătoare. Dar, în afară de aceasta, nu văd de ce ar trebui să cumperi la un nou născut o cămașă sau geci din alea micuțe. Nu vă imaginați ce greu este să îmbraci un nou născut într-o geacă sau cămașă. Bun, asta depinde de fiecare mămică cât timp dispune și cum își plănuiește ea, nu știu, ce stil de îmbrăcăminte are și toate astea. Dar, după punctul meu de vedere, cum am spus, eu găsesc foarte, foarte practic să cumpăr hăinuțe de culoare neutră, unisex, dacă se poate, până la 6-7 luni, că după aia ei nu mai cresc așa de iute, dar până la 6-7 luni cresc foarte repede și sunt body-uri sau hăinuțe, bluzițe care i-am dat o singură dată sau niciodată. Deci foarte mare păcat. Și dacă nu ai cui să le dai pentru că prietenii tăi au un sex opus de al tău la copilași, atunci e mare, mare păcat. Și un lucru, iarăși, dacă ai hăinuțe unisex sau culori neutre din astea, poți să le vinzi mai departe dacă o să fie căutate mult, mult mai mult decât dacă le ai toate sparkling roz și albastre cu mașinuțe. Bun, următorul lucru ar fi, body-ul cu capse în față. Pe mine m-a învățat o asistentă, cât eram la spital, încă cu Levi, că să nu ridic un copil, un nou-născut. Este mult mai bine pentru mine și pentru copil, evitând ridicatul, ci rulând copilul de pe parte pe alta, pe stânga, pe dreapta. Să se întâmple tot și când schimbi un scutec, ar trebui să se întâmple așa, nu să-l ridici, ci să-l
rulezi, bine, piciorușile, bineînțeles, dar zic, când îl ștergi, când asta trebuie să se întâmple totul din rulat, până știe el să-și țină capul singur. Până în momentul acela ar fi bine să vă luați niște body-uri care se închid în față. O să inserez o imagine undeva pe aici sus, ca să știți la ce mă refer. Sunt body-uri foarte, foarte practice și se găsesc peste tot, la H&M, unde vreți voi. Se găsesc chiar peste tot. Următoarea piesă din garderoba nou-născuților nu ar trebui să lipsească overall-ul. Overall-ul sunt acești șalopetele acelea, cu tot cu piciorușe și sunt foarte, foarte multe, cu tot cu mânuțe, pentru că noi născuții tind să se zgârie foarte mult și unghiile nu se pot încătăia și așa mai departe. Deci eu am folosit cu foarte, foarte, foarte des ca pijama, am avut și overall-uri de stradă, am avut overall-uri de acasă, de plimbat prin casă, adică de plimbat, de purtat prin casă, de pijama. Și asta, un overall, mi se pare cea mai practică piesă pe care o pot avea la nou-născuți. Da. Cu mânuțe, dacă se poate. Sunt așa mânuțe care le poți pune sau dacă nu vrei să fie mânuțele goale, le poți desface. O să atașez tot o poză sus. Sper să găsesc un body din acesta, într-o poză mă refer, dar eu am avut de la H&M și sunt foarte practice. Și nu-mi trebuie șosetuțe. Tot în această categorie intră și ștramfler din alea. Nu știu cum se numesc exact în România, dar cred că tot gen de șalopete sau cu bretele. Dar nu sunt bretele. O să atașez tot o poză ca să știți despre la ce mă refer. Aceste ștramfla le folosesc încă și le folosesc de pe luna a 3-a, 4-a, când avea David 3-4 luni, pentru că îi dau un body cu mânecă lungă și după aia pun doar pantalona și aceea cu bretele, dar sunt capse, de fapt, nu sunt bretele. Și iarăși nu trebuie șosete la ele. E foarte practic pentru că îi ține cald la spate și multe au și capse între piciorușe, deci nu trebuie să le dezbraci de tot. Foarte practice. Următoarea chestie pe care ar trebui să o aveți în garderoba dumneavoastră pentru nou-născuți este o păturică impermeabilă. Nu neapărat garderoba acum, dar de obicei se găsesc așa micuțe, nu știu exact cât de mari, dar eu am avut și am încă din aceea. De fiecare dată când îmi schimbam copiii și încă îi schimb, îi las vreo 5 minute și stau cu ei și mă joc, îi las 5 minute fără scutec, să respire pielea. În timpul verii l-am lăsat foarte mult pe David fără scutec și luam acea păturică cu mine peste tot. Unde mă așezam, îl puneam și îl lăsam în fundulețul gol. Deci este foarte, foarte important ca să lăsați ca pielea să respire. Deci nu-l împachetați over and over and over, știți la ce mă refer, și lăsați un pic ca pielea să respire. În timp, deci după ce îl băiați, masați-l și acea perioadă, nu știu, 2-3 minute, cât timp dispuneți, lăsați-l ca pielea lui să respire. Este foarte, foarte important acest lucru și de aceea această păturică devine foarte practică în cazul în care aveți vreo surpriză, o băgați la spălat și da. Când l-am dezvățat pe Levi de scutec, am avut ei amândoi dorm cu mine și Levi dorme cu mine, deci da. Când l-am dezvățat de scutec, mi-am cumpărat de pe Amazon, dacă vreți o să vă las un link, o husă din aceea impermeabilă 1,60x2, deci pe tot patul, pentru că Levi nu doarme doar în poziția în care eu îl culc. El se mișcă toată noaptea. Și atunci am avut surprize ca să plece de pe păturica aceea și să facă, se scăpa noaptea și își făcea nevoile unde apuca, unde era atunci. Da. De aceea mi-am cumpărat din aceea și doar o dădeam jos, o spălam și se usca foarte repede. Este foarte practică. Și nu numai că dai copii, de fapt, dacă vrei să-ți bei cafeaua în pat și se întâmplă vreo surpriză, salteaua ta este safe. Eu găsesc această piesă iarăși foarte, foarte importantă.
un lucru destul de important este și sacul, sacul acela pentru căruți. De obicei, sacurile acestea au deja găuri pentru centura de siguranță, adică centurile din căruți sunt exact potrivite pentru aceste centuri și eu le găsesc foarte practice pentru cei care au căruți și eu am un buggy pe care îl folosesc rar, dar îl am și am un sac din acela. Când folosesc acel sac, nu-mi trebuie să îmbrac copilul foarte, foarte gros, nu-l bate vântul, nu este frig, nu-mi trebuie să umblu cu pături după mine, să am grijă să nu cumva să dea cu picioarele și să se dezvelească, deci am închis fermoarul și este închis până în gât. Este foarte practic dacă folosiți căruțul zi de zi. Chiar recomand să vă cumpărați așa ceva, dacă deja nu a venit cu căruțul. Dragi mămici, sper că v-a plăcut acest video și sper că v-a fost de folos sfaturile mele. Dacă părerile dumneavoastră nu coincid cu ale mele, îmi pare foarte rău, dar aceasta este părerea mea, acestea sunt experiențele mele cu aceste lucruri. Niciunul dintre videourile mele nu sunt sponsorizate și nu vor fi nici în viitor sponsorizate, nici videourile care le voi face. Însă vreau să vă spun că am să mai fac și un video cu niște lucruri pe care chiar le-am avut și eu, dar nu am putut să le folosesc și ce ar trebui să evitați atunci când vă aprovizionați garderoba noului născut. Scrieți-mi în comentarii cu ce alte lucruri le găsiți practice în garderoba dumneavoastră pentru un noi născut și mă bucur foarte mult dacă îmi scrieți comentarii. Mă bucur foarte mult dacă v-a fost de folos acest video și sper că v-a fost de folos. Ce mă bucură și mai mult este dacă ați rămas și ați vizionat până la capăt acest video. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a nu pierde următoarele videouri și până data viitoare, Domnul să vă aibă în paza Lui și să o binecuvinteze cu ce are El mai bun.